Mai multe mașini cu daună totală au fost oprite în portul Constanța. Este vorba despre cinci autoturisme venite din Statele Unite ale Americii, care au fost descoperite de polițiști de frontieră într-un container. Oamenii legii spun că au oprit transportul de la import pentru că legislația românească nu permite înmatricularea lor pe teritoriul României, iar piesele acestora nu pot fi folosite, sens în care operațiunea de import nu a fost finalizată. Autovehiculele au fost confiscate de biroul Vamal de frontieră Constanța Sud până la definitivarea cercetărilor.